Campania electorală a început vineri 10 mai, zi în care a început și campania masivă de lipit afișe ale candidaților în locurile stabilite de primari în acest scop. Nici nu le-au pus bine că acum trebuie să le dea jos, pentru că Biroul Electoral Central a schimbat regulile în timpul jocului. Mai exact, ieri a adoptat o decizie care prevede că la alegerile locale din acest an, primarii asigură panouri electorale distincte pentru alegerea primarului, alegerea Consiliului Local, alegerea președintelui Consiliului Județean și pentru alegerea Consiliului Județean. În ședința din data de 14 mai 2024, Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din acest an și pentru autoritățile administrației publice locale a adoptat o hotărâre de interpretare potrivit căreia, în cazul alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, primarii asigură panouri electorale distincte pentru alegerea primarului, alegerea Consiliului Local, alegerea președintelui Consiliului Județean și pentru alegerea Consiliului Județean. Pe fiecare dintre respectivele panouri electorale, fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizația cetățenilor aparținând unei minorități naționale, ori candidat independent care participă la alegeri, poate aplica un singur afiș electoral. Totodată și în cazul alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, fiecare competitor electoral are dreptul la un singur afiș electoral aplicat pe un panou, a transmis marți seară Biroul Electoral Central într-un comunicat de presă.